Regăsit la un nou video. Astăzi jucăm un fel de costume făcut de un prieten de-al meu. O să trebuiască să fac stele pentru că când am primit harta, mă dă pe creative, se pare. Dar avem aici toate stele. Mob Griffin-ul, Time Set Day, Game Mode, care... Da, Survival, Difficulty, Keep Inventory, cum am blocat. Ok. Acest artist este făcut special pentru mine de un prieten, deci nu veți putea o downloada. De aia sunt și captele mele, vedeți? Seamnă? Nu înțeleg cum e posibil, dar se pare că sunt mai înalte ca mine alea. Drăguț. Avem aici niște chestii. Mărul haurit al lui Iulian TTV. O să pun aici. Sala terorii aici. Așa. Good stuff. Ok? Așa. Și acum putem să începem? Putem? Nu, mai avem niște chestii. Despre harte, zice. Info, reguli, poveste. Dacă știți voi să-mi ziceți în descriere, nu înțeleg, de la 1.8 apare chestia cu original. De Vlad22, original. Nu înțeleg, gen, dacă sunt pe creative și o copiez, zice tot original, nu știu. Dar să citim. Salut, dar acest art se fute de Vlad22. Știam deja. 1. Regula 1. Nu folosi Game Mode 1 numai dacă e nevoie. 2. Nu sparge blocuri fără să ceară. 3. Have fun. Thanks, I will. Poveste. Nu o să mai citesc, eu puteți și voi să citiți. Foarte simplu. Vreau să vă anunț că am și Faithful-ul. În acest moment s-ar putea să fie niște probleme. Slime blocurile și blocurile noi de pe 1.8 nu sunt retexturate. Pentru că nu l-am, am Faithful de 1.7. Merge și pe 1.8, numai că slime blocurile și astea care sunt noi de pe 1.8 nu se văd retexturate. Păi să începem cu nivelul 1. Parcur. Sper să am aceeași primă. De obicei, trebuie să aștept să randeze astea. Ai față că acum am multe frame, dar îmi tot dropează frame-urile și în aer îmi face lag. Și ce mă blochez în aer și pic. Nu-mi place. Așa. Pe bune. Nu, chiar nu. Nu folosi Game Mode 1 decât dacă e nevoie. Alright, fie. De acord cu tine. Am nevoie totuși de chestia asta. Nu se poate fără. Dăm și scări. Așa. Acum ne scoatem asta din inventar. Slash Game Mode. Ok, hai să ne întoarcem și să ne prefacem că nu s-a întâmplat absolut nimic. Ok, suntem sus. Îmi dropează frame-urile și eu cad că îmi dropează frame-urile. Și nu-mi place deloc. În orice caz, nu înțeleg de ce au pus parkour, pentru că și el și eu suntem varză la parkour. Chestia asta cu scările nu-i prea ușoară, dar aici nu mi se prinde. Așa. Hai, Jesus. De ce am mai pus încă una? Chiar credea că o să mă rotesc să o iau și pe aia. No. Nu pot să cred că fix acolo, că am încercat să sar, pur și simplu nu mi-a mers space-ul. Pur și simplu n-am putut să sar. Ok, m-am întors, n-am zis asta ceva, pur și simplu l-am făcut. În caz că dădeam fail, nu vreau să dureze prea mult video, așa că am tăiat momentan. Ok. Nu înțeleg, am 7 frame-uri. What's going on? Nu înțeleg care e toată faza cu lagul, mă întorc când rezolv. Ok, am mers, am scos și alea pentru că aparent încă am făceau niște lag. Până se procesează probabil să-ți faia genul, că până la urmă mi-a mers. Ok,
De nivelul 1 am trecut relativ ușor, a fost destul de bun level 2. Mini survival. Trebuie să faci un pic de diamond, un pickaxe de diamond și să spargi obsi... A. Nu am cred că tu mai am făcut asta. Nu vreau să trișez, să ne fie clar. Punem absolut totul la loc. Game of Survival, da? Tot s-a dus. Ce tare arată frumos de retro. Respectul. Dacă găsiți, s-ar putea să vă pun linkul de download al respectului în descriere. Dacă nu, pur și simplu puteți să căuta voi, se numește Faithful. Nu modifică foarte mult, pur și simplu face... Nu știu, mai... HD, să zic, sau ceva genul. Ok, acum hai să ne ocupăm de... Am înțeles ce avem de făcut, pentru că... Am observat eu ceva aici. Aici jos avem niște chestii. Pe care probabil că le vom sparge în ordine. În primul rând... Spargem stone-ul. Trebuie să nu sparg din apă, mi-am mult prea mult. Ok. După ce am luat stone-ul, venim aici. Și facem pickaxe de piatră. Yay! Mai spargem un rând. Îmi pare de chestia asta. Mai bine, cred. Ok, nu cădea în apă. Ok, avem și fier. Oh, coal. Nu știu, o să iau și coalul. Adică, na, totuși. Urmează să coacem fierul. Coalul ar fi o idee foarte bună. Și îmi dai și niște experiență. Cine știe, poate să fie vreun nivel de enchanting sau ceva de genul. Așa, gata. Și acum așteptăm. Ok, m-am întors. Am pus pe pauză că... Na, totuși, pierdeam timp uitându-ne la fier cum se coace. Deci, a trebuit să opresc filmarea. Cred că o să fiți toți de acord cu mine că e foarte bine că am oprit filmarea. Și, probabil că, ultimul, diamantele. Ok. M-a luat chiar mai mult ca parcurul. Pentru că a trebuit să minez și să aștept să coacă și ce. Ok. Nu-mi place să sparg obsidian. Ia mult prea mult. Ar trebui să facă un or nou și să fie... Să poți să faci un pickaxe, nu de diamond, ci de blocuri de diamond. Și să... Aici e gheață? Cred. Butonaj, butonaj. Nu-mi place butonaș. Am dat-o în bară, corect? Corect? În mod clar, chestia asta avea un sunet pe care l-am dat peste cap. Da, vedeți? Și era să pe mine. Ok. Ușa? O să pun ușa la loc, nu știu. Ok. A, jumpscare? Nope, iar mi-a dropat frame-urile. Își revine? Da, își revine de data asta. La 3 am rămas, corect? Nivelul 3. Am niște chestii în plus. Ok. Q&A. Poți să faci un pickaxe dacă spargi o barcă? De cât iron este nevoie să faci un anvil? Un, doi, 31. Ok. Din ce craftezi o busolă? 4 iron, un redstone. Ok, n-aveam cum să pierd la chestia asta în mod clar. În cealaltă parte. Iar mi-a dropat frame-urile. Nivelul 4. Nu știu când mă teleportează, că trebuie să regenerez toată... Oh, nu. Oh, nu, 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 nu. Am vrut să folosesc comenzi. Weather clear. Și time set put, nu title. Time set. Puteam să-mi fac și de
Ok, m-am întors. Nu știu. Oh. 5 frame-uri. Ok, m-am întors. N-am reușit să scap de lag. Avem. O să vedeți că o să fie un pic mai lăguită partea asta. Ah. Nu știu, nu mă pricep foarte bine la țintit. Trebuie să recunosc. Cam așa. Da, perfect. Ah! Blocuri. Tare. Te rog, nu dropa frame-urile. Ok, nu a dropat. 5. Pictează bannerul. Fie. Dacă vrei, eu pictez, nu mă interesează. Știu că pare mai logic să fie X, dar mai știu ceva. Că chestia astea sunt foarte groase și că în formă de X nu poți să faci atât de groase. Observați? Și e perfect la fel. Ai, mai asta e chiar foarte ușoară. Un din asta, cap de scris se face negru și pur și simplu punem din asta. Așa. O să-l punem așa desplasat, mai fain. Și asta e destul de simplă, cred. Așa. Totuși este că rama asta se face cu lianele. Ia să sper să nu greșesc. Nu mai cred că am dat-o în bară din prima încercare. Stați un pic, o să-mi iau de aici standard, ok? Bănuiesc că asta trebuie să fac. Ok, deci, să ne fie clar. Ăla trebuie să fie albastru. După care punem așa. Și aia trebuie să fie portocalie. Nope. Da. Oh. Ce am greșit? Nu mai știu cum. Eu mai fut chestia asta și știu că pot să pui cumva. Nu, în niciun caz pe colțuri. Porduri țesate portocale, dis verde. Deschis. Cred că am dat o bară. Vreau să-mi cer doar ceva. Nu, hai fata, că eu nu vreau. Ah! Poți face un smarald. Poți să faci o bordură, dar nu-mi trebuie. Stai o secundă. Nu am mai făcut asta, joc pe 1.70 cu moduri și pe server pentru că altfel am lag. Cred că s-ar putea să am o idee despre ce trebuie să fac. Stai un pic, vreau să fac dacă mă. Ai fa... Hai să încerc așa. Nu cred că o să iasă cum vreau eu, nu? Nu. Nope. Deloc. Nu știu, nu...
Știu că putem cumva să fac aici un cerc. Aici încă unul pe mijloc și aici unul. Cam mai făcut asta odată, da. Nu mai țin minte de unde am reușit. Și tocmai am dacă eu încă mi-am arcul. Bum. Ok, astea două au fost chiar ușoare. Hai să vedem și ultimul cum e. A, păi asta o știu. Cu mărul de aur fac simbolul ăla din mijloc, avem nevoie de roșu, alb am deja și știm doar negru și atunci. Asta este mult mai ușoară ca aia de mai înainte pe care... cum era? Așa cred și scoteam. Asta, așa, vedeți? Asta a fost super ușor. Și avem o frumoasă colecție de 1, 2, 3 bannere și un al patrulea în lucru. O secundă. Nu știu dacă nu cumva ar trebui el să-mi dea mie un standard verde. Bun, hai să revenim la asta. Cum e asta? Asta este așa. Arată groaznic. Ok, pare că a trebuit să recurg la asta, dar am spart asta și este clar. Stindar verde deschis colorat. Deci am avut perfectă dreptate. Văduț. Trebuia să-mi dea de... Unde sunt dat? Știu unde sunt, sunt la blocuri decorative, dar na. Trebuie să-mi dea stindar verde deschis. După care eu trebuie să mă bag pe survival și să-l fac. Pentru că ați văzut, am reușit să fac tot fără să colorez. Și apare nu trebuia să colorez, era pur și simplu o mică greșeală. Nai, prima lui hartă... Mereu sunt greșeli pe prima hartă, corect? Și am trecut și de nivelul ăsta. Mai e greu până când am avut stilar verde, dar e bine. Nu greu... așa, așa, și-a revenit. Cinci tocmai a avut ultimul nivel. 6. Ce avem? Bun. Ce? Perend. 1. Not too bad. Adică, probabil că aș putea să-i bat, adică am sabie super OP. Good. De primul nivel am trecut. Știu că nu prea cross de Golden Apple, dar... nu știu, mi se pare sau este cam exact același lucru. Easy. 3. Ăștia au sabile diamond ca și mine. Nu, nu, nu. Omoară, omoară. Omoară repede. Omoară repede. A fost foarte ușor. Bine, adevărat, aveam și asta. După ce ți-am... Bănuiesc că nu mai am ceea ceva să fac. Ok, o să-mi dau așa. O să-mi dau din nou eu difficulty peaceful. Pentru că atunci când am intrat acolo s-a făcut pe... Nota hărții, thanks for playing nota hărții. Nouă. N-am două not... N-am două nota a doua. Ok. Deci, cred că atât a fost și cu harta de astăzi. Lucrează deja la o a doua hartă pe care o să jucăm. La revedere.